Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deși prins în flagrant delict de mai multe ori, un controlor de tren din Iași nu poate fi dovedit în instanță de mai bine de 10 ani. Practic este Highlanderul trenurilor personal, sau regio, cum le zice acum, din județele respective. Acest nemuritor, nașul nemuritor. De unde? Da. Ceea ce ne poate provoca o discuție interesantă despre întâmplări cu nași. Dacă aveți, sunați-ne la 0372069599. Care este cea mai ciudată și stranie poveste cu un naș de tren pe care ați avut-o vreodată? Și acum o să vă spun ceva, prieteni, m-am descoperit în minoritate, pentru că nu mai sunt tradițiile de alte vremuri. Adică, uite, nașul ăsta din Iași, el duce tradiția mai departe. Naș de tren, asta zic. De 10 ani se chinuie să îl prindă, să nu știu ce. L-au filmat, l-au înregistrat, l-au, dar nu reușesc să-l condamne în instanță, că mereu se întâmplă câte ceva, ba înregistrarea nu e bună, ba nu se aude, ba nu se vede cum trebuie și asta e. Omul scapă și duce tradiția mai departe. I-am întrebat pe colegii mei aici, bă, voi aveți povești cu naș de tren, șpagă la naș? Și Luca și Zaf au zis, noi n-avem de-astea, nu știm. Că n-am prea mers cu trenul. Am mers cu trenul, dar nu... Adică am cumpărat bilet. Am cumpărat bilet always. Pentru că trenul de întotdeauna întârzia foarte mult. Da. Și eu, fiind bucureștean, n-am prea avut un somn. Dacă reați mult undeva, luam rata mai bine. Voi nu înțelegeți poporul. Deci dacă nu dai odată șpagă la naș în țara asta... Bine, acum, ca să fiu cinstit, eu am dat șpagă la naș de mai multe ori. Vezi? Dar numai pe vremea lui Ceaușescu. După Ceaușescu. Serios. Da, s-a prescris, adică știi. Nu, n-am mai dat după aia. Mereu a zis că el nu știe să dea. Da. Știi? Și acum vine și zice, eu mereu am dat la naș. Păi, am dat. Iau. Mesaj de la o colegă. Dădeam conserve. Deci la naș se dă, eu prima dată când am văzut cum se dă șpagă la naș. Așa. Deci 0372, hai să vedem dacă putem să luăm și niște telefoane, am o grămadă de povești. Prima dată, eram în clasa 11-a și împreună cu doi prieteni am plecat la mare de capul nostru. Ne-am urcat într-un tren, era un tren care pleca din București pe la prânz, pe la 12 și ceva. Îl știu mulți bucureșteni pe ăla. Se mergea claie peste grămadă în trenul respectiv. Am reușit să ne cumpărăm bilet, dar n-am găsit loc nicăieri. Și ca atare am mers între vagoane. E acolo o platformă mică și acolo ne-am găsit noi un loc împreună cu, în spațiu respectiv, încă un domn și o doamnă și mai erau trei străini. Doi polonezi și un ceh, care erau studenți. Și ăia traversau, practic, plecaseră din Polonia și Cehia, se întâlniseră pe nu știu unde, se opriseră la Budapesta, la București, și acum se duceau la Constanța și după aia se duceau prin Bulgaria la Istanbul. Și noi eram uluiți de cum trei frați comuniști din lagărul comunist pot călători în felul ăsta în timp ce noi nu primeam pașaport. Adică era coșmarul de pe lume să poți obții un pașaport. Și a venit nașul într-un târziu. Ăștia scoseseră o sticlă de lichior de banane Havana Club, pe care au băut-o. În spațiul respectiv, cred că erau vreo 38 de grade. S-au trotilat total ăștia. Trei ne-au dat și nouă, mă rog, noi eram clasa 11, singuri pe tren, nu am vrut să luăm. Da, să povestești noi, peste 10 ani. Și a venit... Nu, n-am băut. Am gustat un pic. Și a venit un început care i-a prins pe ăștia nu înțelegeau și le-a zis tichet. Și ăștia rataseră trenul, luaseră altul. Ei cumpăraseră bilet mai scump, la alt tren mai scump. Și acum săracii mergeau într-un tren românesc, comunist românesc, fără loc, deși plătiseră loc, într-o mizerie îngrozitoare și nașul a zis, nu e bine, vă dau amendă, că n-aveți biletul potrivit. Corect. S-au certat sau nu știu ce și în cele din urmă povestea s-a terminat așa. Nașul a deschis porthartul, are, avea o de-aia pe burtă, știi? O geantă de-aia de piele, da. Maro. Poșeta. A deschis poșeta. Așa. Și polonezul a început să-i verse dintr-o sacoșă săpunuri lux, săpunuri poloneze lux, în primul rând, și niște pachete de țigări, de-astea care se găseau. Și ăsta zicea, mai pune, mai pune. Și polacul făcea, mă rog, înjura în limba lui, dar se înțelegea ce spunea despre nașul respectiv. Asta a fost prima acțiune de dat de șpagă pe care am văzut-o. Putem să luăm și telefoane? Nu prea mai e timp, dar... Mădălina, bună dimineața! Bună, Mădălina! Bună dimineața! O întâmplare cu nașul pe vremea liceului, când făceam... Da. Când mergeam la liceu în weekend... urcam într-o haltă și nu aveam de unde să cumpărăm bilet, toată lumea știa asta, așa că trebuia să cotizăm. Da. Făceam chetă, cotizam, ideea este că am avut odată banii mai mari. Da, ai nasol.
Am primit rest, asta zic, am primit rest. Se știa cam cât face niciodată bilet, nu vă imaginați. Așa asta este. Așa este, dădea rest, adică, domnule, exista o anumită onorabilitate. Mai zic când am dat eu prima dată șpagă? Am timp? Mai e un minut, să zici. Da, m-am întors într-o iarnă, eram deja student. Încă o dată, pe vremea lui Ceaușescu, de la Predeal. Am urcat într-un tren, era atât de aglomerat trenul respectiv, încât n-am putut să urc mai sus de a doua treaptă, de la scară. Și am mers până la prima stație după Predeal, nu știu care e, Azuga, sau uite că nu pot să-mi aduc aminte. Acum am mers pe scară, unde atunci, profitând de mișcarea care s-a produs, au mai coborât unii, au mai urcat alții, am reușit să pătrund în vagon. Cât de cât așa, vreo 4-5 metri. Unde era o înghesuială ca într-o cutie de conserve de sardine. Adică nu cred că atingeam podeaua cu picioarele, așa se stătea. Și evident, nimeni n-avea bilet, eram toți studenți și am zis, bă, n-are cum să vină nașul. A venit nașul cu supranașul. Supranașul era supracontrolul. Da, da, da. Și l-am văzut la mare distanță, practic la 5 metri depărtare, venind ca să verifice biletele. Pe cinstea mea, n-am crezut niciodată că cineva poate să fie atât de descurcăreț, să se strecoare prin mulțimea aia, dar supranașul ținea o căciulă de-aia de blană de oaie, și o ținea așa deasupra, în care lumea cotiza, și nașul, care era în fața lui, deschidea drumul și făcea semn: dați la șeful, nu la mine de data asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.